Mi-e dor să mă mânc la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă mânc la un ceai. Bine v-am găsit, stimați telespectatori, în direct la această oră. Spun bună ziua celor de la Gorban, bună ziua Iași, bună ziua Moldova. Petru Făsilă are ca invitație astăzi aici, în platoul nostru, Telemoldova Plus de la Iași, pe domnul Dănuț Lotaru, primarul comunei Gorban. Bine ați venit, domnule primar! Bine v-am regăsit! Lângă dumneavoastră, proiectantul și dirigintele de șantier, inginerul Neagu George, proiectant, bine ați venit! Bine v-am găsit! Și domnul inginer Dima Cristian, dirigintele de șantier de lucrări de la Gorban. Bine ați venit! Mulțumim de invitație, bună seara! Pentru că suntem la un ceai, pardon, un pahar cu apă, că acum e foarte cald afară, eu zic că putem discuta de la om la om despre problemele comunității. Cum a fost cu înfrățirea aceea, unde au mers 400 de primari din România la București, la Parlament, sau 400 cu tot cu cei de peste Prut? Nu știu dacă România au fost chiar 400, dar moldoveni sigur au fost. Au fost atât de mulți încât mai erau locuri. De acum în sala unde am stat, e o idee excepțională, ne-a chemat acolo, noi deja aveam luat furat startul, cum se spune, după cum și dumneavoastră știți că ați filmat, făcusem înfrățirea deja cu un sat din, o comună din Republica Moldova, pentru care acolo ne-a pus fim exemplu, să spunem cum am procedat. Cred că e o idee bună, spun ei că banii de la guvernul nostru se duc la guvernul lor și nu mai ajung în teritoriu. Ar vrea unii ăștia care au propus lucrul ăsta, ar vrea să dea banii prin comunele de, înfrățite din România, ca să le, prin hotărâri de Consiliu, să meargă la comune din Republica Moldova. Nu știu ce, dacă o să reușească, dar ideea este bună. Adică prin aceste înfrățiri să fie niște costuri care să ajute cumva pe frații noștri de peste. Exact, exact. Atunci banul merge direct și în forma care se dă de guvernul, suma care se dă de guvernul României ajunge direct la comunele din Republica Moldova. Au agreat și primarii din Republica Moldova lucrul ăsta, numai rămâne pus în practică. Depinde de guvernare, guvernele la București, în special cei care dau bani. Ca să... Ce ne-a interesat pe noi cel mai mult, de asta am luat și acolo... Am provocat și pe colegii, da, ingineri și, mă rog, implicați în proiectele comunității. Am luat și proiectantul, am luat și consultantul cu care se ocupă de proiectele comune, pentru că pe noi ne-a interesat proiectele europene, proiectele transfrontaliere. Acolo unde sunt mai mulți bani de la Uniunea Europeană, să spunem o dezamăgire, dar poate am luat o știre. Începând cu vara asta încep să vină normele. Deși e greu, procedura e foarte greu. Vă dați seama, sesiunea e 2014-2020 și de-abia e 2016 și ne vin normele. Cine știe dacă ne vin acum, că tot și la celălalt ne-au lungit. Dar așteptăm cu mare interes normele pentru a prinde proiect pe fonduri europene și pe transfrontalier. Mă înțeles, care ar ajuta foarte mult dezvoltarea comunităților rurale. Corect, corect. Cele, și de dincoace de Prut și de dincolo de Prut. Da. Da, am putea face fiecare câte ceva în comunitatea noastră. Domnule primar, noi ne-am obișnuit să punem și să afișăm și numele de telefon 0332 101 104, 0232 11 22 03, numere pe care le pot apela și telespectatorii din Gorban și nu numai, pentru că noi am mai realizat discuții cu dumneavoastră pe proiectele comunității și am văzut cât de interesați sunt concetățenii dumneavoastră ca să, mă rog, să solicite rezolvarea unor probleme importante, stringente. Pentru că avem aici proiectantul și pe domnul dirigent de șantier. Care e relația? Cum se face proiectarea? Se plătesc bani? Cum e studiul de fezabilitate? Care sunt costurile aferente? Cine le suportă? Eu special le-am luat astăzi cu mine. Pentru a da un exemplu, cred că foarte bun, nu numai pentru județul Iași, pentru oricine care e interesat să facă proiecte.
Mulți vă întreabă cum l-am găsit proiectantul respectiv, dar nici eu nu știu exact, ca să vă spun, dar sunt bucuros că l-am găsit. Este un proiectant bun, am mers cu primul proiect, poate cu inima bătând în gât, m-am dus la București, că nu știam cât de bun e proiectul. S-au întâmplat cazuri când se-l aruncă, pur și simplu, ca fiind făcut rău. Și proiectant care n-a cerut un leu. Deci el și-a făcut studiu de feasibilitate fără niciun leu de la primărie. În momentul când proiectul respectiv a fost aprobat, s-a aprobat finanțarea, tot n-a primit niciun leu până el și-a luat banii din finanțarea care a venit pe proiectul respectiv. Vă recomand asemenea proiectanți și toți procedeze așa, pentru că s-au făcut destul proiecte cu bani de la comunitate, nu s-au mai făcut nimic în comunitate și proiecte care bani și eu cheltuiți. Și eu am la primărie un dulap plin cu proiecte, care unul din ele l-am dat domnului proiectant, pentru că eu când am intrat primar am spus, sunt fericit, am atâtea proiecte. Și când l-am dat la verificat, domnul proiectant a spus, domnule, nu-i bun. Mai du de la alt proiectant. S-a dus la alt proiectant, tot așa, a zis că nu-i bun. A mers la un profesor universitar, a spus. Deci proiecte, pe vârst simplu, de a să da banii de la comunitate, de la bugetul local, să se ducă banii, atâta tot. În momentul când un proiectant face un SF-ul și nu-i dai niciun leu, are interes să facă lucrarea bună, studiu lucrarea de calitate, sigur că da. Nu înțeleagă cineva că e o poveste SF de asta. Nu. Științific păi, fantastic. Tocmai studiul de calitate, cred că e baza proiectului, pentru că... Fără studiu nu poate sigur. Include nici proiectarea, dar nici încadrarea în liniile de finanțare. Sigur. Păi tocmai pe studiul de calitate s-au dat banii cei mai mulți. Și el s-a asumat răspunderea să facă lucrarea bună. Dacă nu faci lucrarea bună, nu obții finanțare și o muncit degeaba. Adică să înțeleg că suma de proiectare este inclusă în proiect, nu? Corect. Ca la auditul la europeni, care înseamnă un procent din, dar care vin când vin. Noi de la primărie pentru un proiect cheltuim numai pe ridicarea topo și ceva avizii care sunt obligatorii de la cadastru și nu știu dacă mai cere dumneavoastră. De la mediu, dacă facem un pod peste un râu, ne trebuie debitul e râului. E gaz, cine are pe acolo? Nu, astea după. Astea sunt foarte, foarte ieftine. Da, nu sume. Sume undeva, foarte mici. Sute de lei. Da, exact. Câteva sute de lei. Inspecția de stat în construcții, dacă e nevoie pentru o lucrare. Avizul ISC, da, nu prea se cere. Am avut noroc că am două proiecte. Celălalt pe modezare drumuri de interes agricol, într-adevăr a fost un proiect acceptat la timpul ăla, a fost făcut cu deficiențe de management, cred eu, că s-au făcut subcontractări și când am ajuns să decontăm banii, am decontat în loc de vreo 16.000 de lei, de 1.600.000.000, vreo 600.000.000 numai, 1.000.000 de am pierdut pentru că erau deficiență de subcontractări făcute și care nu erau legale pentru proiecte europene. Da, să treci, facem trecerea și la... Cât e de greu să realizezi un proiect pentru finanțare guvernamentală sau europeană? Este mai ușor pe finanțare guvernamentală pentru că accept anumite modificări, să zic, de la nivel de studiu de fezabilitate la proiect tehnic. În principiu, nu este foarte greu. Nu este foarte greu. E o mare responsabilitate, pentru că se cer 10 lei și trebuie dovedit cum s-a cheltuit acei 10 lei. Da, exact. Mai ales că acum, din câte știu, doar la, poate la drumuri, la ceva, lucrările ascunse, de obicei nu mai sunt luate în seamă la licitația în sine a lucrării. Trebuie ca proiectantul să-și asume toate cantități, se fac liste de cantități cu cât balast trebuie pentru acel drum, cât balast stabilizat sau piatră spartă, mixtură asfaltică, toate cantitățile se regăsesc în evaluarea proiectului. Sunteți inginer de construcții civile? De drumuri și poduri. Drumuri și poduri. Căi ferate, drumuri și poduri. Asta e specializarea. Domeniul cel care trebuie pentru aceste amenajări, să spunem, de drumuri și fie ele comunitari, ale comunității, cum se cheamă, sătești sau petruite interes sau asfaltate. Da. De interes local. Da. Ce face dirigintele de șantier?
Care e venirea lui? El vă reprezinte pe dumneavoastră. Proiectantul e un client, dirigintele șantier și a salariul dacă totul e corect. Ca să, cred că contează în viață să ai și noroc în toate domeniile. Dacă am avut noroc de un proiectant bun, care el acum, astăzi l-am găsit pe teren. Proiectanții de regulă, am avut un proiect la podul Agiului pentru apă și canalizare, care n-am văzut proiectant, nu l-am cunoscut niciodată. Dar el era pe teren. El vine și urmărește lucrarea să facă în, conform proiectului. Domnul Dima, da, dirigintele șantier, l-am... L-am găsit și mi-a inspirat o seriozitate la extrem. Adică, domnule, este omul care, dirigintele șantier, practic, el răspunde de tot. Toată lucrarea, tot proiectul, tot ce se derulează, el răspunde. De aia am spus, este omul care îmi trebuie și care, eu nu trebuie să discut nici cu proiectantul, proiectantul poate și-a făcut treaba, nici cu constructorul, eu discut cu dirigintele șantier. El trebuie să, dacă își face treaba așa cum scrie la carte, așa cum e, cu profesionalism, lucrarea trebuie să iasă perfect. Și cum le-am spus la mulți, nu trebuie să iasă de 90%, de 95%, să iasă de 105%, pentru că așa este mai bine. Acum, mai ales astea, că nu se face nicio plată fără recepția pe etape pe care o întocmiți și o semnați dumneavoastră, fără alături de ceilalți. Certificarea din partea dirigentului, sigur. Mulțumesc domnului primar pentru cuvintele frumoase. Asta nu face decât să mă forțeze în continuare să desfășor aceeași activitate cu seriozitate și cu responsabilitate. Într-adevăr, responsabilitatea este foarte mare, dar totodată și provocarea pe măsură. Eu vreau să scoatem la final un produs cât mai calitativ, produsul nostru fiind drumuri. Se lucrează în momentul de față la... Aveți în derulare un proiect acum. Avem în derulare un proiect pe fonduri cu ordonanța de guvern 28. Așteptăm și proiectele care vor veni cu finanțare europeană. Dar acest proiect pe ordonanța 28 este ca o gură de oxigen pentru momentul de față, fiindcă avem în desfășurare lucrări, se lucrează, progresul a fost anul trecut relativ bun, în sensul că s-au executat lucrări de, ca și volum de lucrări, destul de însemnat. Anul ăsta urmând a se desfășura lucrări care au valoare în bani mai mare, dar ca și volum de cantități de lucrări mai mici. Anul trecut s-au așternut pe toate tronsoanele care le avem pe primul proiect, stratul de balast. Urmându-se anul ăsta să se treacă la următoarea etapă, realizarea stratului de balast stabilizat și a îmbrăcăminților de mixturi asfaltice. Domnule primar, spuneați de drumuri agricole ca perspectivă, de drumurile comunale, nu? Sunt categorii diferite. Da. Și sunt cele județene, care sunt cu finanțare europeană sau, mă rog, suportate Nu depinde de noi, județenele. La locare guvernamentală. Nu le avem în primire nici într-o zonă de județean. Deși avem un drum pe unde au fost satele inundabile în 1969-70, e un drum județean pe hată, pe acolo, dar nu mai există practic ca drum și domnul director Miciu nu spune la un moment dat că ne-l predea nou, ce să facem cu el? Ăla nu mai există, los terenuri agricole. Nu, nu mai există drumul respectiv. Am înțeles. Iar pe drumurile comunale și ca să terminăm cu drumul respectiv, vreau să fac mențiunea pentru toți locuitorii comunei Gorman. Acest proiect pe ordonanța 28, care e în derulare pe ulițele satului, acum, care a început din Zberoaia și se termină în podul Agiului, am înțeles la domnul Brânză și pot să spun patronul constructor, asta spunea față de proiectaș de mine, că a doua zi de pași chiar începe să pună asfalt, cred că așa am înțeles, nu? Da. Acest proiect este 100% proiect de a proiectantul Neagu George. Deci nu, să nu se interpreteze că sunt proiecte, mai discută lumea că sunt proiecte vechi. Dacă erau proiecte vechi, trebuie să finanțeze atunci, nu acum.
Ei, așa e acum, că vine o perioadă fierbinte. Da, da, da. Și al dumneavoastră. Da. Fiecare să-l asum, să-l asumă, știți? Da, adică e... realizările încercăm să le furăm de la alții, în loc să le facem noi. Așa e în tenis, da. Cum e zic la aceea. Domnule primar, ne-am vorbit data trecută, la întâlnirea noastră precedentă, despre, și am văzut telefoane de la telespectatori, aveți sate izolate, aveți încă locuri unde trebuie să interveniți. Atât cu drumurile comunale, cât și cu chiar cu cele agricole, pentru că vorbim nu, de noi edificare. Avem 5 sate, dar nu sunt izolate. Sunt 3 care sunt străpunse de drumul național DN28. Unul e lângă drumul național, altul e între drumul național, adică și Gorman, drumul județean. Gorman, Scoposen și Gura Botilnui. Deci pe drumul național. Zberoaia este lângă drumul național, nu e diferența. Acum să face asfaltare și la ei, de acces pe ulițe principale. Drumul Podoagiului este între drumul național și drumul județean, care e străpus de drumul județean. La noi nu intervenim pe drumuri principale, intervenim pe ulițe. Asta ne trebuie. Nu avem un mare avantaj. Care înseamnă... asfaltare drumuri, ulițe principale și după aia pietruire restul uliților. Noi am început acum asfaltăm pietruim și ulițele la marginea satului. Astăzi am fost contabilul undeva în extravilan și uite, zice, când terminăm ulițele noastre, mai facem și mie extravilan, pentru că am găsit utilajele, fac foarte mare gropi, șanțuri și dacă am intervenit să punem piatră, să nu stăm cu ea pe deal și pe vale să avem gropi și noroi, este bine. Eu așa am propus că continuăm cu extravilanul, după ce terminăm intravilanul. Intravilanul nu e, să știți că mai avem ceva balast, sper să rămâie, nu sper, dar din cauza, niciodată nu se ajung banii, dar să punem balast peste piatra noastră, pe toate ulițele, cred că la anul terminăm toate ulițele cu balastru și atunci liber putem să ne mutăm în extravilan. Se lucrează la foc continuu. Toată comuna se lucrează, după cum știți, am achiziționat, sau nu era pe atunci când am fost rând trecut, am achiziționat un camion Mercedes la mâna a doua, dar e extraordinar de bun, muncim cu el, de facem treaba. După astăzi, aduce balast, nu? Ce punem balastru, punem piatră, după aia punem balastru, mai rămâne acum, bine, că iar începem să visăm la alt utilaj. Vrem un autogreder foarte rapid și foarte... Până acum ce ați visat s-a împlinit. S-a împlinit, da, da. Nu, sunt posibilități. Eu am o doză de optimism care știu că vă caracterizează. Sunt posibilități. Cred alții, dar eu am văzut că... Dacă ne luăm și autogreder, înseamnă că nu mai ajungem... O să plângă întreprinzătorii de la noi, de acolo, care au utilaje, dar nu problemă. Că nu avem să roage să avem lucrări mai mari și luăm și pe ei. Da, da, eu sunt convins că o să găsiți soluții. Ce voiam să vă întreb? Nu credeți că lumea acum în sat, o să spună, comune, în satele vecinate, acum se fac lucrări de, că așa e odată la 4 ani, se lucrează așa la maxim, ca să spună, uitați ce gospodar. Eu știu că ați muncit mai tot timpul. Nu, eu am demonstrat că se poate face în toți anii. Se poate face și o sărbătoare, cum se făcea de 4 ani, aducea o muzică și cânta. Acum am făcut în fiecare am an. Am fost martor. Iar, pe câmp sigur. Acolo ați mai amenajat, din câte nu, știu. Nu, am amenajat dincoace, nu mai suntem pe câmp am acum. Am înțeles. Da. Nu contează, noi am făcut transmisie în direct. Mai avem de amenajat și la Gorba. Și la Gorba trebuie să amenajăm o scenă pentru muzică de stradă, eu știu, să faci și acolo sărbători. Omul are nevoie și de sărbători, eu sunt convins de asta. Da, mi se pare. Dar în paralel cu asta să facem lucrările în fiecare an. Știu ce înseamnă. Vin acum, oamenii sunt încă pe vechi. Vin și spunem, băi, stai un pic, uite, noi o uliță aici, suntem 5 oameni, au venit cu cerere la mine, acasă, le-o înrezitez, m-am dus și le-am lăsat la primărie. N-au apă, curent acolo. Zic, dar voi vreți să vă trageți apă? Da, da, noi vrem. Păi aduceți unul din voi cerere, că imediat eu vă ajut. Nu trebuie să vă trag acum. E o aripă de... Nu au fost în intravilan și nu au avut apa trasă pe conductă. Dar ei vor conducta să o aibă acolo, că poate să gândească ei odată. Să mai dezvolte intravilanul și să luați dar, și acest aspect. Mai da, normal, case, normal, sigur. Este foarte scump de făcut planul urban general. Avem o
o propunere la Consiliul Județean să văd dacă, să vedem dacă se derulează, să ne finanțeze. Sunt multe, foarte multe comune, cred, care n-au planul urbanist general și trebuie să refacem ca să eventual să mărim intravilanul, mai fi și pentru tineret locul de casă. Deși sunt foarte multe case care rămân părăsite. Sau se construiesc pentru că nu se vor veni acasă tinerii. Nu, cel puțin satul Gorban, două, trei case, una părăsită. Mor și tineret, fii, nepoți, nu se mai întorc înapoi. O să mai dați teren pentru alții care sunt tinerii fermieri, sigur, care sigur termină universitatea sau care vor să întreprindă un business în agricultură. Știu că aveți acolo fermieri. Sunt, care... o să discutăm la emisiunea viitoare despre niște tineri care îi apreciez foarte tare, care s-au hotărât, ingineri, s-au hotărât să rămână în comunitate. Sunt foarte vândut ei și cred că numai așa putem face localitățile din mediul rural să prospere. Prin rămânerea tinerilor, chiar dacă au facultăți, sunt soluții și găsim soluții pentru ca ei să facă proiecte, să câștige bani și acolo, mediul rural. La momentul acesta, proiectele astea pe PNADR sau cum se cheamă, AFIR, știu că sunt singurile care s-au mișcat. La celelalte așteptăm caiete de sarcini, așteptăm linii de finanțare, dar pentru domeniul agricol, la fermieri, la investitori, la diverse activități agrare și non-agrare chiar, sume mai mici, dar ele sunt, pot fi atrase. Eu aș vrea numai să fac... Numai de galurile acestea care iarăși se constituie și care pot fi un punct de plecare pentru anumite finanțe. Am de gând să fac o propunere până la alegeri în toamnă, la politicul mai sus. Avem nevoie, cred că e cel mai interesant la fiecare primărie de comună să vină un consultant pentru proiecte rurale, persoane fizice, gratuit. Toată populația se cramponează pentru că vin fel de fel de șmecheri, iau bani înainte și când se duce cu proiectul, nu-l primești. Bun, dar finanțarea... N-ai finanțare. Admis, dar fără sublinie. Da, da. Ei bun, mai aici mai e și o până nu facem un consultant care să vie la fiecare primărie să facă lucrul ăsta și nu, de două ori pe săptămână, sau să fie permanent, nu o să avem absorpție de fonduri europene pentru tinerii agricultori, pentru fermieri mici sau mai mari. Ei, aici trebuie o organizare anume și cu o finanțare de undeva, pentru că, până la urmă, timpul costă bani. Am vrut economie de piață, expertul spune, eu muncesc, îmi pun minte la contribuție, consum energie. Da, dar creatoare. Guvernul poate să intervină pe sfera asta. Ar trebui, probabil, specialiștii din sistem, dar nici așa. Dacă avem interes să aducem bani, dacă nu avem interes să aducem bani la Uniunea Europeană, îi lăsăm așa, să zbată și nu... Cât au, ce nu se rezolvă nimic. Noi plătim taxele, sau cum se cheamă, contribuția, da. Dar primim cât primim. Suntem totdeauna suspicioși că dacă prinde hoțul și de așa... Pașii sunt încet, ca la viteza la moldoveni, știți care sunt, nu? Încet, încetișor, piloc și diloc. A, și diloc e acum. Da, și piloc și diloc. Mă rog, chiar diloc, personal, ajungem chiar așa de stabili. Acum avem altă provocare, cum am spus, pe proiectul de... care e licitație, e stabilirea constructorului. Avem firme foarte puternice, cele mai puternice, practic. Care, pentru proiectul de asfaltare, cum spun eu, pișesă, e pentru interes agricol. 6 km de asfalt, tot domnul proiectant se ocupă de el, tot domnul dirigent o să ocupe și acolo. Avem supervizare de la o comisie financiară de la Suceava. Este rău când ne lungim cu licitația, dar este foarte bine licitația că nu mai... Licitația de lucrări deja, de încredințarea lucrărilor. Da, 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 lucrările, sigur. Și trebuie doar... Asemna finanțare tot. Este foarte greu, dar într-un fel este foarte bine. De ce? Pentru că nu mai fi suspiciuni că a intervenit, că s-a făcut, că s-a dat cu dedicații sau mai știu eu ce. Care o să câștige licitația?
sper să nu fie după aia contestații de la altă societate, dar cine o să câștige licitația să firme mari și dacă se apucă, cred că chiar în mai, în toamnă e gata, pentru că sunt firme puternice. Am înțeles. Cel mai important criteriu este doar prețul cel mai bun, că și aici au fost discuții. Trebuie văzut și alți parametri pentru cel care se înscrie la experiență, putere economică. Să nu apară un cineva, o firmă care e, nu știu, fantomă, dar una mare care are 7 lucrări, nu poate face față, le dă sub antrepriză și aici când vine auditul sau când vine Curtea de Conturi, spune, de ce apare diferența aceasta? Bine, e treaba lor, dar de ce apare diferența de la antreprenorul general la subantrepriză? Și eu de așa, aici suspiciunile se nasc. Poate să vă mai spun și domnul proiectant despre datele tehnice la proiect? Ca și criterii de partajare la licitație, de regulă este prețul cel mai scăzut. Se mai ia în calcul un criteriu garanția lucrărilor. Da, toți important, da, dar toți ofertanții, cum să zic, respectă. Bun, și nu se ține cont și de cine este el? Câte lucrări, ce lucrări, valoarea lucrărilor? Sunt criterii de calificare. Criterii de calificare. Criterii de calificare e pentru licitații. De partajare se face, într-adevăr, după criteriul cu prețul cel mai scăzut. Prețul cel mai scăzut. Au fost situații, dacă noi suntem o televiziune regională, au fost situații când a apărut această diferență, sau, mă rog, aceste costuri care din profitul respectiv nu s-a împărțit taman cum era în proiect și au mai apărut sub antreprise. Cum de apare și un executant mai mic cu adaosul lui comercial și apoi tu iei, nu știu cât la 10%, mă refer la antreprenorul general. Da, da, da. Ei, situații care, chiar dacă sunt legale, pentru că se încadrează în prețul oferit, au fost comentarii. La asta m-am oprit cumva. Depinde, da. Pe categorii de lucrări se mai dă o subcontractare. Da, șanturile de beton, spre exemplu, se dau în subcontractare. Sigur, mai ales lucrări care nu le execută. Constructorul dacă pune niște tuburi, le cumpără de undeva, nu? Da. Sau da. Ce mai pune acolo, țevi sau alte, știu, lucrări de instalație. Mai sunt lucrări care sunt pe neprevăzute. Nu sunt prins în proiect pentru că nu se întâmplă proiect chiar perfect. Sunt neprevăzute. De exemplu, noi ne-am lovit de o situație în care s-a săpat pentru a pune stratul de bază și ne-am trezit cu un mal partea opusă de peste un metru. Chiar dacă se încarcă acum cu balast stabilizant după aia asfaltul, tot n-ajunge la nivelul cât s-a săpat. Este că e terenul în pantă. Într-o parte vine jos, într-o parte vine sus. Atunci am discutat cu proiectantul să facă ceva tehnic pentru că acolo unde rămâne peste jumătate de metru să putem pava. Noi tot prin... Ei, proiectantul aici... Faceți asta, dar nu e cheltuială eligibilă. Se poate întâmpla să spună, faceți ce vreți. Asta e pe fonduri europene, pe fonduri interne, nu, nu de voi. Dacă de interne, altceva. Dar constructorul la un moment dat a început să vocifereze. Păi asta eu n-am licitat pentru asta, nu știu. Bun, atunci a zis, se poate găsi o firmă care face lucrul ăsta pe banii respectivi. Nu e problemă. Asta e situații limită care vorba dumneavoastră. Se întâmplă odată. Da, cum am spus proiectantul... Să nu fie un obicei. Că atunci proiectantul poate fi întrebat, dar n-ai făcut calcul, dar n-ai studiat. Da, bine. Și asta o face dirigintele și... Stați, un pic, și pe fondul european am avut cu proiectul de la Podajul. Acolo poți ce vrei, dar nu e eligibil. Cu drumuri, am mai dat 2 miliarde 600 de milioane numai pentru neprevăzute, că nu puteam să dau drumul la apă la Podajul. Primul an, în 2013, am rămas blocat cu tot... n-am mai făcut nimic în comună. Asta e pericolul pentru banii europeni, da? Nu, sunt niște bani care vin. Da. Nu semna predarea, se pot da în funcțiune apa, să oamenii să aibă apă și o trebuie să dau tot bugetul pe anul 2013 ca să pot să dau drumul. Asta sunt neprevăzute și neprevăzute pe fonduri europene. Au fost jumătate de sat aproape, unii nu au fost prevăzut să aibă apă, nici apă curentă, dar pe canal, care au trebuit să fac, am prins o sponsorizare la firma de cablu, 15.000 de euro, unde am făcut încă 2 km de prelungire a apă curentă. Am înțeles. Da. Sunt proiecte, nu pot face perfect, deși au fost proiect european.
Faptul că sunt aici cei doi specialiști e o dovadă de transparență și de dialog la o administrație care vrea binele comunității și care vrea să se dezvolte, nu să sufle și neaur, dar să nu facă nimic. Există și această alternativă. Spune, nu fac ca să nu mă întrebe nimeni nimic. A, bine, da, da. Și nu fac și spune, da, n-am cum, dar nu pot, dar nu. Banii vin politic și nu sau mi-e frică sau... Da, ca să poată dormi liniștit. Da. E, dar nu poți așa, că atunci, după 4 ani, chiar dacă nu mai ești în primărie, pleci cu cap plecat. Nu ții da, pentru că, până la urmă, trebuie să se vadă ceva după. Corect. Când, dacă pleci... după un mandat, după două, nu, eu vă doresc să fiți sănătoși, să le duceți. Oricât ar fi, trebuie să nu fie rușine de ce ai stat degeaba acolo. Sigur. Rămâi cu ceea ce ai făcut în comunitate. Și există șansa ca oamenii să spună bună ziua, domn primar, și după ce primar nu mai e primar, cu o singură condiție, să fi făcut lucru bun și la locul corect, lui. Corect, corect. Eu am de făcut un anunț sau o înștiințare a cetățenilor din comună, pentru că dacă până acum s-a putut circula pe drumurile care sunt în lucru, în momentul când vine cu acel strat de balastru care nu se presează, pentru că se amestecă cu un formă de ciment, se udă și se presează, după aia se lasă 7 zile și se pune asfaltul, acele drumuri, dacă nu s-au închis până acum, le vom închide, deja sunt în lucru niște capre din astea cu niște bare ca să blocăm drumurile, deci să înțelegem toți, o perioadă, cred că de vreo 2 săptămâni, sperăm să fie numai atâta, pe acele drumuri nu se circulă absolut loc, găsim soluții, ocolim, dar trebuie să ne sacrificăm pentru că dacă vrem să avem drumuri de calitate, să facă lucrarea corespunzător. Corect. Altfel nu putem lucra. Până acum nu s-au blocat, ei au început lucru, dar ulițele laterale nu s-au blocat, au intrat cu mașini, s-au împotmolit, chiar cineva a înjurat primăria, bine, dar nici nu putem să le lăsăm în felul ăsta că nu vrea un om, interesul public cât că este mult mai presus. Bine, și cine era de la echipa adversă, am înțeles, dar ei văd în tot bine, le văd un rău acum. Da. Acum, trebuie să fiți de acord că nu toată comunitatea, nici la țară, dar nici la oraș, o să spună ce frumos e primarul. Normal. Îl mai vede din profil, îl vede și că i-a mai albit părul, că i-a mai scăzut, chiar dacă nu e așa. E clar. Îi spune că are ochii albași chiar dacă are, știu eu, altfel, verzi. Așa este, da. Așa că v-ați asumat. Da, viața publică nu e pentru oricine și nu e ușoară. Nu e deloc simplă. Da. Pentru domnii ingineri e mai ușor, deși și ei sunt în vârful suliții, nu? Nu, că ei iau eu la rost. Când în primul rând. Da. Da, dar poate să ia și ceilalți, spune la voi, de ce lucrați? Dar cum lucrați fără? Azi chiar i-am zis inginerul, că inginerul care e acum e nou la drumuri, și zic, tu ai grijă, zic că eu... Constructorul, zic că eu așa am timbru vocal și de regulă vorbesc mai răstit, zic că au fost foarte mulți care mi-au zis, domnule, stai, ce țip la mine, ce ai cu mine? Nu, așa vorbesc eu, să te înveți cu mine și cred că ei s-au învățat, mă cunosc. Te mi-e înainte, mă rog, pe domnul Cristian și el aplanează și spune, atenție, vine primarul și acum țipă. Da, glumesc. Buzduganu, trebuie să știi când să aibă țepii mai mari sau mai puțin. De la urmă, nu, situația de lucrări e în mâna dumneavoastră. Situația de lucrări trebuie certificată de mine. Exact. Nu doarme primarul Mindan, nu dormiți nici dumneavoastră. Categoric. Primul care semnează sunt eu și răspunderea cea mai mare e a mea. Asta i-am explicat și domnului primar. Țin să subliniez că am o colaborare desăvârșită și extraordinară cu domnia sa și cu primăria, cu toți oamenii din primărie. Colaborez foarte bine, sperăm să colaborăm și în continuare. Într-adevăr, cum spunea dumnealui, sunt și mici probleme vis-a-vis de derularea acestui proiect. Comunitatea, unii par să înțeleagă, alții mai puțin, dar în sfârșit să ajungem până la final, important să ajungem cu drumul cât mai bine făcut. Și cât mai durabil. Durabil, bineînțeles. La niciunul nu ne place, ne zugrăvim apartamentul, casa, camerele din casă. Cât e de urât?
Cui îi place așa ceva? Mai mutăm la vecini. Cui îi place așa ceva? Dar stăm acolo, vărim una și stăm. Dar răbdăm și după aia ne place mirosul de var curat. Astea sunt inerente lucrurile astea. Într-un șantier n-ai cum. Este disconfortul, n-ai ce să fac. Ați făcut pregătiri de primăvară, vară, că cum suntem, înainte de Paște? Suntem în pregătire în continuu, muncim de, pe capete. Cu vară, mai puțin copaci cu vară, de acum, că aproape de Paște. După aceea vine o ploaie și curăț. Hai nu, că acum cât e de cald, să o sucă jumătate de oră, gata. Avantajează lucrările vremea asta bună? Cred că da. Sigur că da, sigur. Că dacă betonul se tărește în 48 de ore, nu, limita e 48 de ore, eu cred că în 24 acum. Da. Nu, e bine de lucru, se lucrează foarte bine. Acum e cald, fără probleme. Da, s-a așteptat normal, ca așa am înțeles, că asfaltul trebuie să fie 10 grade constant. Ei, avem acum și 30 de grade, văd că. Da, și când scade, scade la 20, dar tot. Ei, nu, seara îmi pare că e un pic mai, dar până seara nu, cred. Seara cred că nu scade sub 10 grade, dar pe acolo suntem. Mai puțin suntem în grafic, noi. Suntem în grafic. Dacă temperatura este peste 10 grade, se recomandă fără probleme turnarea asfaltului. Sunt și asfalt care fie mai frig, poate fi îmbunătățit prin diverse metode. Bun, îmbunătățirea, intrăm asta în altă discuție, alți bani, alte... Exact, aici suntem în... Poți plăti. Exact. Noi ne încadrăm cu ce fonduri ce sunt alocate și cu cantitățile care sunt alocate. Oricum, eu aștept cu... Cred că nu, atunci aproape nu mai dorm nopțile, de-abia aștept să le iau la pas. E primul asfalt care se toarnă în comunitatea, noastră, primele ulițe asfaltate. A rămas în urmă, este una din urmă, dar eu am atâta ambiții că vreau să-i depășesc și pe Georgel la primarul la Moștea și pe cel la Cosmin și pe Ienci, pe toți vreau să-i depășesc, pentru că am sate mai multe și ulițe mai multe. Ei au câte o comunitate de câte un sat atât cum e Moștea. Adică te știu eu, competiția nu e numai cu comunele învecinate, ci cu proprii cetățeni care aspiră la vreo funcție mai mare. Și atunci, de fapt, e o competiție internă, dincolo de cea județeană. Aceea e mai agresivă. E cam povestea aceea, ferește-mă, Doamne, de prieteni, de dușman, mă feresc singur. Se bate monedă pe... De ce nu atragem tinerii să vină înapoi, să plece la școală și să vină înapoi? Păi cum să vină? Eu, de exemplu, acum am făcut 4 parcuri. O noutate, am pus la 3 și internet gratuit. Wireless cu internet gratuit, să duc copiii acolo cu telefoane. Au amintiri, pleacă la școli cu amintiri de copii. Vin, fac facultatea, trebuie să le creez. Unii să aibă, de exemplu, interes agricol, să aibă un asfalt, să ducă să-și facă o microfermă. Să aibă asfalt pe ulițe, să aibă canalizare și apă. Dacă le creezi condiții, ai și satisfacție că sunt, care se întorc înapoi, care vin să trăiască în comunitate la tine. Ei, la ziua comunii am văzut mulți tineri, ei vin acum. Sunt, da, și... Mai bine în august, când e concediu, în Italia, în Spania, până mai e. Da, trebuie să facem ceva ca să-i atragem. Păi dacă el a stat într-o școală, noi care am schimbat acum, de 50 de ani nu s-a făcut nimic la școala respectivă. Am schimbat ușile, am schimbat geamul, am pus termopan. Am făcut grup sanitar modern. Intervenim la anul și schimbăm acoperișul, facem izolația. Păi dacă de aici, de când e la de grădiniță, nu are un parc, a venit la școală și îl bate vântul în clasă. Parchetul-i spat, soba scoate fum. Mai târziu are noroi pe ulițe, se duce în sat, trebuie să, sau pleacă undeva la drum, vine cu cizma, o descalță la stație, se întâmpla lucrul ăsta și își ia pantofi și pleacă cineva, îi duce cizmele acasă. Pentru ce l-atrage pe el să vină înapoi mai târziu? Nimic, nici o amintire frumoasă. Acum să știți că tinerii aceștia întâi se uită în curtea primăriei. Corect, da. Da, se uită în curte, se uită și pe drum. Și pe drum, și în curte, și la casa primarului. Am spus de multe ori, primăria nu face să-ți pui în casă la fiecare om acasă. Primăria îți creează să ai un trai decent. Da, și să fii într-o comunitate europeană. Satul românesc trebuie să devină, de aceea poate și aceste fonduri pentru apă, canal, pentru drumuri, iată, dacă vorbim de bani europeni, ca să ne apropiem cât mai mult cu comunitatea rurală de cea... Corect.
mă rog, urbană. Prin proiecte aduci bani, prin bugetul local faci bani, de acolo, de acolo, dacă știi și organizezi, progresează comuna, dacă nu, nu. Da, dacă îi băgăm în găuri negre, așa nu se văd. În urmă, asta e obligația principală a tocmai, da, da. Edilului și da, da, da. Orașului, al comunității. Se vede greu, asta este situația, că nu ești ca la un bar, m-am dus să cumpăr 10 navete de bere, mâine le-am vândut și uite am atâta profit, sau se vede ceva, nu. Aici, după ani și ani, muncă, muncă, bani, stres, gânduri. Banii care sunt mai greu accesibili. Să găsesc, eu sunt mulțumit pentru că toată lumea acum trendul ăsta zice, domne, parcă se vede ceva, parcă se mișcă lucrurile. Domnule primar, urmează săptămâna mare, urmează sărbători, dacă nu ne vedem până la Sfintele Paști, cel puțin cu starea de spirit, puteți să transmiteți un gând bun concetățenilor dumneavoastră. Lumea acum postește, postiți, mâncați? Da, în special miercurea și vinerea. Mai greșesc în curs săptămâne. Ei, bine, că reușiți. Până la urmă ține de organism, ține de sănătatea omului. Cât se poate, e bine. Și mai țineți dacă are cu ce, că de multe ori ca să postești e mai scump decât când mănânci. Da, nu mai mănânci deloc și gata ce. E, unii ca noi, dar uite, aceștia care sunt mai subțiri. Noi avem de unde. La hibernare. Da, da. Deși nu e chiar așa. Nu postiți, domnul inginer? Eu postesc. Nu am să fiu ipocrit, nu postesc. Dar nu știu, ca să fiu și nici eu nu reușesc să fac asta și cu părere de rău, nu pot din motive, mă rog, de sănătate, ca să spun așa. Da, mergem înainte. Până la urmă... Avem gânduri bune. Să avem gânduri bune, să mergem la biserică. Da. Păi postul ăsta înseamnă nu doar o dietă alimentară. Dacă e doar alimentar, un regim alimentar, dar deja... Dar nu e singurul aspect care... E o componentă a postului mare, da. Vă mulțumesc, domnule primar. Vă doresc să aveți sărbători liniștite și... Oricum eu să vin să transmit un gând bun pentru locuitorii comunei Gorban, pentru sărbătorile de Pascale. Asta înseamnă că ne vedem săptămâna viitoare. Da, da. Domnule inginer, mulțumim frumos de muncă, pentru că cu cât aveți mai mult de muncă, cu atât realizările comunității, ale administrației, sunt mai vizibile, apropo de... Și încă ceva ce... poate de ce m-am hotărât să-i aleg, vin foarte mulți la primărie și spun, uite, eu sunt dirigent șantier, unui proiectant, și în timp ce vorbește, schițează acolo, scrie ceva, el niște cifre, ceva. Adică cifre nu-l dau afară, stimulative? Nu-l dau afară, că nu e neelegant, dar nu mai vine a doua oară. Am înțeles. Nu, ei nu vine cu propunerea asta, n-am spus să aveți prețuri pe măsura muncii voastre, nu prețuri umflate și nici cu propuneri de altă natură. Da, pentru că, da. Până la urmă, dormiți mai bine noaptea. Corect, și corect. Mai puteți aspira să mai ne vedem în 4 ani. Ne mai chemați la ziua comunii și la anul și acela. Altfel s-ar putea să... Am spus și constructorul. Singuri pe lângă. Și constructorul am spus, nu cumva să spuneți vreodată, știți că avem o vorbă, nu. Chiar... la toate întâlnirile au rămas surprins și ei, pentru că l-a controlat foarte tare pe construct. Nu mă interesează, trebuie să facă treaba așa cum trebuie. Nimeni nu are o vorbă cu nimeni. Da. Eu cred că e corectă și de bun simț constatarea dumneavoastră, pentru că așa vom merge înainte și ne vom respecta unii pe alții. Corect. În favoarea măriei sale cetățeanul, care într-un fel sau altul, fie că-s bani europeni, fie că-s guvernamentali, fie că-s local, plătește prin impozite, prin taxe și prin respectul pe care trebuie să-l acordăm, pentru că primarul nu trebuie să doar să conducă comuna, el trebuie să reprezinte oamenii din comună, el este în slujba comunității, nu invers. Trebuie să dezvoltăm la toată lumea interesul public, nu numai interesul personal. Interesul personal să fie în limita legală, dar să avem și interesul semenilor noștri, pentru că de asta s-au făcut comunitățile, altfel să te unul pe un deal, unul pe un deal. Haideți să trăim împreună, cu buci, să ne respectăm împreună și să ne ajutăm împreună, nu?
Pe unul pentru toți și toți pentru unul. Asta e, până la urmă, să înțeleg, dar vom vorbi despre asta la momentul potrivit, una dintre obligațiile pe care își asumă un primar, mă rog, dornic să fie salutat în comunitate și când e și când nu e, și să fie cât mai mult timp în slujba comunității. Normal, da. Da, eu vă mulțumesc, vă doresc o seară frumoasă. Și noi vă mulțumim. Și succes, domnule primar, succes, domnule inginer. Mulțumim, mulțumim. Stimați telespectatori, a fost domnul Dănuț Rotaru, primarul comunei Gorban, domnul inginer Neagu George, proiectant, și domnul inginer Dima Cristian, diriginte de șantier, și implicați în proiectele comunității Gorban, a comunei Gorban. Pentru că vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară frumoasă. Continuăm dialogul nostru cu publicitatea și programul cu care m-am obișnuit 24 de ore din 24. Bună seara Gorban, bună seara Iași, bună seara Moldova. Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai.